Grigore Mihail Sturza, cunoscut și ca Moclis Pașa sau Beizadea Vițel. Haideți să vedem cum a ajuns acest fiu de domnitor Pașă în armata otomană și de ce era poreclit Beizadea Vițel. Grigore s-a născut în anul 1821 la Sculeni, în Moldova. În anul 1834, când tatăl său a ajuns domn al Moldovei, Grigore avea 13 ani și fratele său Dimitrie era cu doi ani mai mare. Până la această vârstă, educația lor a fost supravegheată de un bătrân și credincios profesor francez, Victor de Lancourt Sturza, îi înscrie pe amândoi în milițiile domnești, pe Dimitrie la infanterie, iar pe Grigore la cavalerie, pentru a învăța disciplina militară într-un cadru organizat și riguros.